Echipa de fotbal CSM Sighetu Marmației a încheiat cantonamentul de iarnă, care s-a desfășurat în perioada 13-22 februarie la Vișeu de Sus. A fost o perioadă grea pentru fotbaliștii antrenați de George Zima, în care au avut două antrenamente pe zi, plus meciul cu Olimpia Satu Mare, iar astăzi au întâlnit la Sighet pe liderul seriei a noua CS Gloria 2018, Bisti Sănăsăud. O perioadă de pregătire începută mai greu din cauza condițiilor meteo, dar prin adaptarea stafului tehnic și administrativ am reușit să ajungem la un nivel optim în procesul de pregătire stabilit. Am ajuns și la finalul cantonamentului de la Vișeu, unde am reglat anumite aspecte tactice, dar și fizice. Dincolo de implicarea pozitivă a jucătorilor în antrenamente, pot să remarc și dorința lor de schimbare a atitudinii din punct de vedere psihosocial, aspect primordial în filozofia mea de viață și joc. Împreună cu tot ce înseamnă Sighetul Marmației, am reușit să formăm un grup tânăr, unit, care se implică zi de zi în drumul nostru de a face satisfacții sportive. Doar împreună putem reuși cu adevărat, a declarat George Zima, antrenorul CSM Sighetul Marmației. Primul meci oficial va avea loc pe 9 martie, începând cu ora 15, când sighetenii vor primi vizita celor de la Lotus Băile Felix, ocupanta locului 3.